Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a subiectului zilei. Revenim la formatul consacrat al emisiunii, au trecut alegerile, a trecut campania electorală, este momentul să ne ocupăm, începând de acum, de problemele curente ale orașului și ale județului. L-am invitat în această seară în studioul TV Buzău pe Claudiu Damian, managerul Spitalului Județean de Urgență, Buzău, bună seara, bine ați venit. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Domnule director, observăm în ultimele zile o creștere a numărului de cazuri de infectări cu COVID-19. Astăzi, de exemplu, avem 26 de noi cazuri. Creșterea asta vine după o perioadă de stagnare sau chiar de scădere. Îngrijorător este că și la nivel național se observă o explozie, ca să-i spunem așa, a numărului de cazuri. Avem două zile consecutiv cu peste 2000 de pacienți confirmați. În toată povestea asta, instituția pe care o conduceți, în speță Spitalul Județean de Urgență Buzău cu secțiile sale exterioare, au misiunea să ducă greul, să ducă povara acestei pandemii. Ce faceți? Cum vă descurcați cu personalul, cu numărul de paturi? Știu că multă vreme toate paturile destinate pacienților COVID din Spitalul Județean Buzău au fost ocupate, iar cazurile ușoare și asimptomatici s-au tratat la domiciliu. Care este situația în prezent? Da. Într-adevăr, cazurile iar au crescut, o simțim și noi. Vreau să vă spun că de ieri până astăzi, din 24 de teste luate în UPU, 11 au fost pozitivi. Deci un procent destul de mare. Ce vreau să vă spun și îngrijorător din punctul meu de vedere și al medicilor, este că lumea care se prezintă nu mai are simptomatologie ușoară. Și asta înseamnă că ori este un alt fel de, o altă tulpină a COVID-19, bine, nefiind medic, nu-mi permit să avansez foarte mult pe asta, dar ce discut și eu la raportul de gardă și cu medicii care se ocupă de COVID, sau stau până în ultima fază, crezând că nu au, că au altceva și atunci, sau că o pot duce pe picioare și atunci vin destul de tarați la spital. Și atunci chiar intervine o problemă. Vreau să vă spun că la ora actuală, din cele patru paturi care le avem la ATI, aproape non-stop sunt ocupate, cu diferențe de o zi. Poate un pat este liber, dar imediat se ocupă. Astăzi chiar avem 5 pacienți în ATI, pe patru locuri, cum patru s-ar spune. Și unul în așteptare? Nu, este pus într-un alt compartiment destinat suspecțiilor, cu toate cele ca la terapie, deci avem 5 pacienți COVID. Ați văzut că în toată țara cam toate paturile la ATI sunt pline, nu mai sunt locuri, transferurile către alte secții ATI sunt foarte dificile. La secțiile exterioare, unde avem tot la fel paturi suport COVID, respectiv pneumologie și infecțioase, din 54 de locuri avem 53 ocupate, doar un loc liber, dar avem 10 suspecți, care din 10, sigur, 6-7 sunt pozitiva. Deci situația este în dinamică? Este în dinamică, exact ca și la nivel național, nu numai la spitalul nostru sau în județ. Ați văzut pe diferite zone, în județe diferite, cu creșteri mai mari sau mai mici. Este o situație îngrijorătoare. Nu știm acum dacă se datorează datorită deschiderii școlilor, restaurantelor sau, dar nu prea e îmbucurător și noi suntem îngrijorați și încercăm să ne facem treaba și să putem aduce aportul nostru ca unitate medicală în județul Buzău. Da, vă descurcați, nu știu, în ritmul ăsta pe care îl înregistrăm în ultimele zile. Ritmul ăsta, acum vreo lună și ceva, era și mai acerb și cu mai multe cazuri. Am avut puțin o perioadă de acalmie, după care iar sunt destul de mulți pacienți. A fost acea trecere, dacă vă aduceți aminte, când o perioadă pacienții nu puteau fi internați, pentru că nu exista legislația, foarte mulți s-au tratat acasă în perioada aia, după care s-a schimbat legislația și acum
Este obligatoriu după ce ești, după ce ai testul pozitiv COVID, în 48 de ore să fii trimis la o unitate medicală pentru diagnosticare și să vadă gradul de îmbolnăvire, de virusologie a acestui COVID-19, iar dacă formele sunt ușoare, atunci poate fi trimis mai devreme acasă după 48, chiar până în 48 de ore și să ține legătura cu medicul curant, să vadă dacă starea se degradează sau nu. Dar ce vreau să vă spun, că pentru cei 53 de pacienți care îi avem acum, pot să vă spun că sunt 5 forme severe și restul sunt medii. Nu avem forme ușoare la cei internați. Totodată, nevoia de oxigen e din ce în ce mai mare pentru pacienți. Nu vreau să sperii, dar trag un semnal de alarmă ca pacienții care cred că au simptomatologia specifică să vină din timp, astfel încât să nu ajungă în o etapă mai grea. Știm că inițial cazurile deosebite, cazurile grave, erau trimise către spitale din capitală. Mă rog, în perioada în care nu aveam atât de multe infectări la nivel național. În acest moment mai este posibil? Ce se întâmplă cu bolnavii cu forme grave? Sunt tratați la Buzău sau în continuare sunt direcționați către București? Deci îi tratăm și la Buzău, pentru că la secția pneumologie am putut să și avem oxigen și putem compensa asta ca să ne ajungă în ATI pentru formele medii. Dar când e o formă severă, doar în ATI, că va trebui uneori să fie intubați, aproape toți pacienții din ATI sunt cu mască CPAP, deci cu oxigen, și transferul se face destul de greu către București acum, pentru că și ei sunt plini. Ați văzut anunțurile că nu mai au paturi pe ATI. Da, zilnic iese câte un reprezentant al spitalelor COVID din București și marilor spune spitale și spun că nu mai au paturi și nu mai sunt paturi disponibile. Oricum avem o corelare între Spitalul Râmnicu Sărat, care ne ajută și noi pe ei și ei pe noi. Pentru formele ușoare și medii se duc la Râmnicu Sărat, la fel și la noi, și când e un caz mai grav la ei, îl preluăm noi dacă avem spațiu liber. Dar altfel trebuie să anunțăm centrul de comandă național, care în 24-48 de ore ne încearcă să ne găsească acel loc liber. Este o problemă pentru copii, pentru că nu avem voie să ținem copiii sub nicio formă, secțiile nu au specialitate pentru copii și aici trebuie ori la Râmnic, dacă e o formă ușoară, iar dacă sunt simptomatologii mai deosebite, trebuie obligatoriu să plece către un spital dedicat pentru COVID pediatric. În legătură cu spitalul de la Râmnicu Sărat au fost multe discuții pe subiectul ăsta atunci când spitalul a fost transformat în unitate suport pentru COVID-19, râmnicenii și cei din zona Râmnicului s-au plâns de faptul că nu le mai este permis accesul pentru a-și trata alte afecțiuni. Da, au fost foarte multe probleme, dar nu numai la nivel. Vreau să spun că la videoconferințele care s-au purtat până a se definitiva ce spitale sunt suport COVID conform legii 555, în toate județele s-a întâmplat așa, pentru că inițial niciun spital n-a vrut să fie suport COVID. Pentru că nu știa cu ce se luptă, nu știa cum să reacționeze în fața acestui virus, care pentru toată lumea era un necunoscut în februarie, sfârșitul februarie, la martie. După aceea au fost avantaje și dezavantaje, pentru că dacă ne uităm la cât personal s-a îmbolnăvit în Râmnicu Sărat, e mult inferior față de Spitalul Județean, deoarece că acolo, fiind suport COVID, intrau echipați, știau că acolo numai așa se intră. La noi a fost o diferență pentru că aveam diferite etape și proceduri pentru îmbrăcăminte, echipamente de protecție și atunci dacă ceva nu mergea bine sau nu respectau în tocmai trecerea de la un sector la altul, ați văzut, am avut ceva contaminări. Da, a slavă fost Domnului. Și focare, dacă nu mă înșel. Da, am avut focare chiar la medicală, ATI? După care a fost în ATI și orele după, dar de ceva vreme n-am mai avut cazuri și îmbucurător au început, sper că toată lumea a învățat că trebuie să fim cât mai stricți și că
să nu lăsăm garda jos. Asta este explicația pentru care nu au mai apărut cazuri. Eu cred că au deschis de două ori ochii mai bine. Echipamentele de protecție n-au lipsit din prima zi, să știți, la noi și avem, slavă Domnului, tot ce ne trebuie și nu ne-a lipsit niciodată echipamentul de protecție. Obișnuința la început a fost o problemă, cred, presupun. Și v-am spus, garda jos, exemplu, intrau în secții la tratarea pacienților ca la carte, echipați tot ce trebuie, după care se întâlneau în cabinete și uitau, beau o cafea, lăsa masca și atunci riscul de contaminare e mai mare. Și vreau să vă spun că o mare parte din problemele care au fost de infectare a personalului medical n-a fost din spital, au fost de la după concedii, după... A, deci virusul a fost adus din exterior, nu îl luați... Da, nu mai se poate, că intracomunitar nu mai putem ști exact unde, dar la unele analize făcute epidemiologice s-a demonstrat că au venit din exterior persoanele medicale. Acele anchete pe care le invocă DSP-ul, da, ancheta epidemiologică... S-a demonstrat că a venit din exterior. Haideți să vedem care este situația, pentru că vorbeați de testele realizate zilnic. Cum stăm în ceea ce privește kiturile pentru test? Știm că avem un aparat modern PCR. Da, da? Acest PCR, știți că nu este în curtea Spitalului Județean, este la DSP. E la DSP, nu putem, e adevărat. Depinde noi de acest lucru, dar suntem foarte mulțumiți de colaborarea cu DSP. Au mai fost niște sincope în momentul în care se terminau aceste kituri datorită procedurilor de licitație și atunci rezultatele... Înțeleg că nu sunt tocmai ieftine acestea. Da, nu sunt chiar ieftine, 100 și ceva de lei știu că sunt kiturile, dar n-au mai fost sincope în ultima perioadă și ne bucurăm că putem după o zi pe alta să avem rezultatele la aproape 90 de teste. Și ăsta e un lucru foarte bun, pentru că în două serii sunt câte 43, din câte știu eu, pe două, deci nu, 46, 92 de teste pe zi pot fi făcute la Buzău. Și ăsta e un lucru bun. În evoluția, când se depășeau cu foarte mult aceste teste, se trimiteau la București, iar atunci rezultatele veneau după 48 de ore, chiar mai mult, și aveam o problemă cu pacienții care erau în așteptare și un disconfort mărit, pentru că nu știam ce să facem, dacă să internăm în spital, dacă erau pozitivi sau trebuia să fie undeva în așteptare. Din cauza asta avem și acele corturi care încercăm să le înlocuim acum că vine vremea rece. Suntem în licitație. Corturi pentru triajul pacienților? Da, haideți să explicăm, pentru că toată lumea trece prin dreptul spitalului și vede acele corturi, au fost instalate încă de la debutul pandemiei. Da, cred deci vreau să vă spun modul, că aproape am fost între primele spitale care am achiziționat container. Chiar pot să o spun cu mâna pe inimă că, nu știu, cred că am fost primul sau al doilea care am dat ideea de container pentru triaj era inițial, dar după ce am văzut că explozia pacienților cu COVID-19 era destul de mare, n-am mai făcut față, ne-au ajutat multe instituții din Buzău, jandarmeria, chiar și Consiliul Județean, ne-au mai adus alte 5 containere, dar n-au fost suficiente și atunci am apelat la ISU și ne-au adus 9 corturi pentru triaj. Triaj și așteptare până la aflarea rezultatului. E într-adevăr un disconfort să stai 24 de ore într-un cort. Să vedem cine ajunge în aceste corturi sau module. Pacientul care vine... Pacientul care vine cu simptomatologie. Deci numai pentru simptomatologie deci COVID, se face, da? Un triaj la intrare și spune dacă ai febră, dacă ai... Acum sunt foarte... lista cu simptomatologiile specifice COVID este destul de mare și aproape că interacționează cu orice afecțiune care... Și atunci e într-adevăr un disconfort pentru pacientul care vine. Și poate n-are COVID, dar noi trebuie să îndeplinim pașii și să facem acest protocol. Nu ne permitem să intrăm cu un pacient care ar avea COVID între ceilalți care s-au testat și sunt sănătoși. Înțeleg că se testează toți pacienții? Nu chiar toți, dar sunt foarte prezumptivi mulți care cu, da, cu cei COVID? Care au simptomatologie obligat să testează. Avem varianta... Chiar dacă iau o criză de rinichi, nu știu, sau... Da, dar știți, dacă criza de rinichi și are infecție, e clar că are temperatură, atunci are simptomatologie. Obligatoriu toți pacienții care vin pentru o intervenție chirurgicală trebuie să testați.
Pacienții oncologici sunt obligatoriu testați de 2 ori pe lună. N-au voie să înceapă chimioterapia fără test COVID. Deci trebuie să înțeleagă pacienții că nu vrem noi, într-adevăr, să stea atât de mult sau problemele cu statul, știți că avem reclamații și înainte, trebuie să fim cu cărțile pe față, nu totul merge strună, dar dacă nu avem înțelegere și din partea lor că știm că e un disconfort, că n-ar veni de plăcere la spitalul județean, dar și de o parte și de alta, și medicii, și personalul medical și ceilalți pacienți trebuie să protejați. Și atunci să trece prin acest triaj. Uneori avem rezultatul mult mai repede, maxim 12 ore, altori în 24 de ore. Dacă timpul în care pacientul stă în acel în diferite locuri, în diferite locuri. Dacă totul este plin, atunci va trebui să stea în corturi. Așa s-a stat și până acum, într-adevăr. Ce facem pentru că vremea deja s-a răcit? Am spus, am început licitația pentru alte containere, să înlocuim aceste corturi, ca să avem cât de cât condiții, iar pacienții să nu stea în frig sau să suporte diferențele de temperatură. Sperăm că în 3 săptămâni să putem să aducem aceste containere, care le vom uni unele lângă altă, să fie ca un mini-spital așa mobil. Asta voiam să vă întreb dacă ați gândit un flux, E foarte greu de gândit un flux, pentru că investiția pentru o secție exterioară doar pentru COVID implică mult mai mult, o suprafață destul de mare și costurile sunt foarte ridicate. Pe lângă aceste lucruri, noi din prima avem pe fiecare secție saloane tampon. Nu există secție fără saloane tampon. Să ne mai luăm o măsură de precauție. Plus, am făcut de când au apărut ordinele cu urgența, am făcut la nivelul secțiilor chirurgicale o secție suspect COVID chirurgical, iar la etajul 4 o secție COVID pentru non-chirurgicale, pentru secțiile cardiologie, medical, toate celelalte secții care sunt non-chirurgicale. Și acolo avem 12 paturi, iar în partea asta de chirurgicale avem 7 paturi. Deci avem, dar din nefericire uneori sunt toate pline. Și atunci pacienții așteaptă în aceste corturi. Haideți să vorbim, domnule manager, și despre pacienții non-COVID. Pacienții, nu știu, nu neapărat cronici, pur și simplu omul are, așa cum spunem, o criză. Deci dacă, în general, e un mare disconfort în această perioadă. Am văzut cu toții, ați observat și dumneavoastră că sunt mulți nervi. Sunt rândul pacienților, extraordinar de mare. Rudelor ne sună să ne semnaleze situații din zona spitalului. Și noi avem și reclamații, dar vreau să vă spun că câteodată e absurdă reclamația unor pacienți. De exemplu, ultima reclamație care avem, pacientul a venit la 18:20, iar la 19:40 avem reclamații la Ministerul Sănătății, la DSU, la ministrul Arafat, că a stat o oră și 10, nu mi s-a făcut nimic. După ce am luat foaia, avea toate investigațiile făcute și câte 4 sau 5 ore era deja internat pe secție cu toate investigațiile și cu CT făcut. Deci e o stare, într-adevăr, de tensiune și la pacienți și la aparținători. Este foarte greu pentru că nu mai comunică așa cum se comunica, nu mai poți să intri în spital, relațiile nu mai sunt cum erau înainte. Deci aparținătorul rămâne la poarta spitalului? Da, obligatoriu, nu poate să intre în spital. Relațiile se dau, poate să intre în incinta holului, la unde aveam făcut un pupitru de așteptare cu un om de la pază, care există acolo un telefon și se sună pe secție să întrebe de starea pacientului, sau la poartă pentru cei care sunt internați în UPU. Dar vă dați seama că aparținătorii care sunt îngrijorați vor să fie informați din ce în ce mai mult, mai des, și lucrul ăsta uneori nu se întâmplă și e și din vina noastră, e și uneori excesul de zel al aparținătorilor, pentru că nu sună doar un aparținător, un membru a familiei, prin rotație sună ba mama, ba fratele sau încă o soră, și atunci aceleași întrebări pe medic, care medicul, dacă a dat odată, ar trebui
să-și vadă de pacienți. E tot stresul ăsta, toată tensiunea, înțeleg că se răsfrânge asupra personalului medical, se răsfrânge asupra tuturor, asistente. Și la medici, și la asistenți, și personalul medical, și la pacienți, și la aparținători. Trecem printr-o perioadă destul de grea și perioada asta va mai dura. Am mai angajat asistenți sociali în cadrul UP, încă un asistent social, tocmai pentru a veni în întâmpirarea aparținătorilor și a da relații. Să sperăm că mai deblocăm lucrul ăsta. Încercăm, am dus, avem telefoane duse pe secții ca să putem în așa fel să informăm pacienții, dar uneori din rea voință chiar și din prea multă sunt prea ocupate, nu răspund la momentul respectiv, aparținătorii își fac griji și atunci acest disconfort există. Da, trebuie să înțelegem și îngrijorarea rudelor. Pentru da, că am început cu asta. Este normal. Nimeni nu vine de plăcere într-o unitate spitalicească. Pentru că ați vorbit despre angajări. Știm că în perioada asta, în sistemul medical, s-a dat drumul la angajări directe, da, care sar un pic procedura obișnuită da, dar de angajare. Este pe o perioadă determinată. Deci noi am avut, în primul rând, trebuie spus că din 2019, știți, de când am avut în martie un an și ultimile angajări, martie și aprilie, parcă mai, au ieșit la peste pensie sau au plecat din spital peste 60 de persoane cadre medicale, plus altele prin transferuri, numărul fiind mai mare, 60-70, și atunci cer surplus de asistenți sau cadre medicale ne-a afectat acest minus, nu surplus, scuze, minus. Prin ordonanța de urgență s-a dat voie angajarea pe o perioadă de 6 luni a personalului medical pentru că era întreruptă orice concurs și încă de-abia acum s-au dat drumul la concursuri. A, deci se pot organiza concursuri de angajare acum? Au spus că se pot organiza concursuri de angajare pentru toate instituțiile, că peste tot le-a blocat, nu numai la unitățile spitalicești, dar la noi avem această facilitate pentru angajare pe stare de urgență pe 6 luni, după care ieșind din starea de urgență nu am mai avut voie să angajăm decât pe o perioadă de 1 lună pe stare de alertă cu condiția nu mai mult de 30 de zile după starea după cu 60 posibilitatea de prelungire a contractului pe perioadă determinată? Toate sunt pe perioadă determinată. Deci doar pe partea deci condiția la starea de alertă este pe perioada stării de alertă, știți că da. Perioada stării de alertă se dă din 30 de zile, nu mai mult de 60 de zile, nu mai mult de 30 de zile după terminarea stării de alertă. Deci cam 60 de zile are contractul. Deci vă dați seama, mereu e o prelungire, Starea asta de alertă, tare mi-e teamă că o să se tot prelungească. Din punctul meu de vedere e obligatoriu să se prelungească pentru că vedeți ce se întâmplă. Cazurile sunt în creștere. A fost o perioadă de acalmie poate și lumea uneori totuși ia în derâdere acest virus. Nu conștientizează și vedem că numărul crește. Tot în legătură cu schema de personal, înainte de apariția acestui virus, știu că aveați probleme, aveați secții descoperite, da, într-adevăr, criza de medici în special era una ce se acutizase. Deci, ce faceți acum? Și acum avem aceeași nevoie acută de medici, mai mult ca oricând, și în secțiile unde avem complet personalul medical, mai ales la medici, este o oboseală acumulată în intervalul ăsta de luni. Medicii ne reproșează că nu mai pot face atâtea gărzi, chiar dacă sunt în structură, pentru că stresul este destul de mare. Mai avem deficit pe cardiologie, nu avem decât 3 medici și al 4-lea în creștere copil. Pe medicală, un deficit din 6 medici, avem doar 2 doctorițe la cărora le mulțumesc. Bine, mulțumesc tot, la tot personalul medical din Spitalul Județean, că mai ales în condițiile actuale, dar aceste 2 doctorițe de pe interne au perioadă de pensionare, au intrat în perioadă de pensionare și încă au decis să rămână alături de noi și le mulțumesc, că fără ele ar fi destul de greu, ar trebui să închid secția interne
și sper să mai rămână prin prelungire. Avem probleme la infecțioase, unde e un eșantion și o secție foarte grea, mai ales că este COVID. Din 5 posturi avem doar 2 medici, 2 medici tineri, care fac 5 gărzi. Mai avem probleme momentan la neonatologie, unde avem 3 medici, pe ATI, maternitate, deci sunt. Încercăm, chiar și în perioada asta nu ne-am lăsat și căutăm medici, avem câteva contacte, chiar am apelat la o firmă mare de recrutare. Da. Suntem dispuși de lucrul ăsta, chiar dacă plătim în comision, pentru a găsi medici. Înțeleg că dumneavoastră încercați să aduceți medici care nu sunt buzoieni, da? Obligatoriu. Deci nu contează, că buzoieni sunt prea... Da, reușiți. Poate că avem destul de mulți rezidenți buzoieni, să știți, foarte mulți rezidenți buzoieni. Și nu vor să vină acasă? Nu se întorc la Buzău. Nu se întorc la Buzău, e mirajul ăsta al capitalei. Suntem aproape de capitală și uneori nu înțeleg. Poate nu sunt medic ca să... Dar, deci apropierea de capitală, 100 de kilometri care ne despart de București e tocmai un avantaj, da, e din un punctul ăsta de vedere. Da, este un mare dezavantaj pentru că am vorbit cu foarte mulți medici, că am luat contact cu ei și întrebarea mea simplă, dom'le, dar de ce nu vii, mai ales la Buzău, ești din Buzău, pe un post de specialist în Spitalul Județean de Urgență și prefer să stai la București. N-are, foarte mulți n-au locuri, să știți, în spitale. Fac la diferite ambulatorii private sau la clinici private și fac gărzi în spitalele din București de stat. Și le-am spus, de ce nu veniți să vă faceți o profesie la Buzău, unde vă așteaptă toată lumea cu brațele deschise. Avem cu ce, avem dotare. Vreau să vă spun că... Acum hai să ne lăudăm puțin, măcar să ne lăudăm. Haideți să vedem. La laudă, când e vorba despre aparatură modernă, da? Da, nu neapărat aparatură modernă. Vreau să vă spun că avem un medic chirurg care a venit acum nou. El, făcându-și stagiul la Floreasca, la un spital de urgență, și când a venit, a rămas uimit că suntem mai bine dotați la medicamente, dotați, mai bine aprovizionați la materiale sanitare și la medicamente. Adică întreba pe ce putem, a spus, pe ce putem să ne axăm la antibiotic și după secție s-a spus la orice. Și a venit și ne-a spus la noi, la comitetul director, că a rămas profund impresionată, plăcut de lucrul ăsta. La firele de sutură, că aveam toată gama. Deci pot veni, avem și aparatură, mai ales că aparatura pentru bloc operator a venit, o avem pe toată, chiar dacă bloc operator nu, pentru modernizare încă nu a început, dar aparatura o avem și... Știu că am primit în ultima perioadă informații de la dumneavoastră, de la Spitalul Județean, și ne-ați prezentat echipamente noi, echipamente de ultimă oră, da, care au intrat în serviciu, în dotarea secțiilor. Foarte multă aparatură. Deci sunt zeci de aparate medicale de ultimă generație. Ultimile au fost aduse acum 3 săptămâni pentru secția oftalmologie, de care aveam foarte, foarte mare nevoie. 3 aparate extraordinare pentru detectarea și operația pentru cataractă, pentru dioptrii de ultimă generație și care au făcut cu o sumă de 200.000, deci 2 miliarde vechi. Da, o să continuăm discuția despre dotările Spitalului Județean după o pauză, luăm publicitate și revenim în câteva momente. Da, am revenit în direct alături de managerul Spitalului Județean de Urgență Buzău, domnul Claudiu Damian. Domnule Damian, am trecut în revistă situația actuală în Spitalul Județean, spital pe care dumneavoastră îl manageriați, atât din punct de vedere al personalului, cât și al pacienților și al rudelor care îi însoțesc pe aceștia la spital. Vorbim despre pacienții COVID și non-COVID. Înainte de pauză, discutam despre dotările
cu care se poate mândri în această vreme Spitalul Județean. Ne spuneați că ați primit o mulțime de echipamente de ultimă generație. Da, am achiziționat atât cu ajutorul Consiliului Județean, da, cât și de la Minister foarte, foarte multe echipamente, ventilatoare, infuziomate, foarte multă aparatură din ATI. Ne-am concentrat pe ATI și a prins foarte bine. Nici nu știam că va veni acest COVID și din sfârșitul anului s-a terminat licitația pentru ATI și am dotare completă la ATI. La oftalmologie, cum v-am spus, bloc operator, după cum bine știți, în ultimii 3 ani, CT, RMN și aparate de radiologie, scopie, instrumentar pentru bloc operator, pentru maternitate. Vreau să vă întrerup puțin și să vă întreb dacă există și personal calificat și dacă există și softuri și toate programele astea care vin la pachet cu un aparat, pentru că vorbim de în altă tehnologie și știm foarte bine, în țară au fost situații în care au fost achiziționate aparate scumpe care zac nefolosite în câte o magazie sau salon cu folia pe ea, pentru că nu există personal calificat, deși sunt medici specialiști, dar nu au pregătirea pentru a utiliza acel aparat. Ori nu există așa ceva la noi. De când am venit eu din 2014, nu există așa ceva. În primul rând, prima condiție ca ministerul sau să poată să-ți dea finanțare, te întreabă dacă ai specialiști. Deci întâi resursa umană, da? Deci obligatoriu. Probabil, pornind de la aceste cazuri care le spuneți dumneavoastră, că într-adevăr foarte mult a fost găsită aparatură în multe unități spitalicești din țară, care costau ceva, cu sume destul de mari și nu erau folosite pentru că nu erau specialiști. Bine, la un moment dat se poate întâmpla dacă ai doar doi medici, unul îți pleacă, unul iese la pensie, poți să rămâi și la o unitate care inițial ai avut specialiști care să lucreze pe aceste aparate. Dar la noi momentan nu este cazul și mă bucur în lucrul ăsta. Orice aparat care a fost adus este folosit. Suntem atenți când facem investiția ca să avem specialistul respectiv. Încercăm, cel puțin de când am venit, sunt deschis pentru a plăti cursurile de specialitate medici pentru aceste competențe. Le-am spus din totdeauna că sunt deschis să le plătim noi, cu condiția să rămână cel puțin 2 ani la noi la spital, nu le spun mai mult. Le plătesc aceste cursuri care, indiferent de care sunt, de chirurgie laparoscopică, de angiografie, chiar lucrul ăsta facem cu doi medici acum de la cardiologie, pentru a avea această continuitate și pentru a se putea utiliza echipamentul din dotare. Da, pe lângă aparatura asta, știm că achiziționat, așa cum spuneați, din resurse proprii, de la Consiliul Județean, din fonduri guvernamentale, ați primit și multe donații. Sunt gesturi de bunăvoință ale unor societăți, ale unor persoane fizice sau ONG-uri care au direcționat către dumneavoastră diverse materiale. Da. Vreau să vă rog spun să ne spuneți despre ce este vorba. Am fost foarte surprinși, plăcut surprinși, la momentul în care în martie a venit valul peste noi. Uneori eram nepregătiți. Știți că a fost acea criză a echipamentelor. De măști, de combinezoane inițial. Da, echipamente de protecție. Măști, combinezoane, ochelari, mânuși. Și am avut surpriza plăcută ca această comunitate a buzoienilor să fie alături de Spitalul Județean. Peste 80 de firme ne-au donat diferite echipamente medicale, echipamente de protecție, apă, orice era, au fost alături de noi și le mulțumim pe această cale și dintotdeauna am mulțumit pe pagina spitalului. Chiar și persoane fizice au venit în întâmpinarea noastră, ne-au făcut viziere, diferiți meșteșugari sau oameni întreprinzători. Întreprinzători, da? Da, meșteșugari. Din domeniu. Da, din domeniu. Nu chiar în domeniu, care nu? Nu erau s-au specializați. S-au adaptat și ne-au trimis mostre inițial. Am zis că sunt foarte bune. Nici noi nu știam care sunt mai bune, care sunt mai incomode la început, pentru că
aveam niște viziere standard și, și am primit foarte multe mostre și după care am stabilit care sunt mai bune și într-adevăr au venit în sprijinul personalului medical și le mulțumim încă o dată pe această cale. Vreau să vă spun că și săptămâna trecută am primit în continuare donații și tot mai sunt persoane care vin și ne ajută. Persoane, firme, și le mulțumim pe această cale și asta înseamnă spirit civic. Haideți să rămânem aici la spiritul civic, deși nu este direct în atribuțiile dumneavoastră, dar interacționați cu centrul de transfuzii, știm că este mare nevoie de sânge, dar și de plasmă de la persoane care s-au vindecat de COVID-19. Știți cumva care este situația? Cum stăm noi la Buzău? Haideți să vorbim întâi despre plasmă. Așa, indirect sau da? ca o unitate colaboratoare cu între cea mai importantă care colaborează cu centrul de transfuzii. Este o problemă, întotdeauna a fost o problemă, dar acum parcă e mai mare. Oamenii, de frica COVID-ului, unii nu mai vin să doneze nici măcar sânge. Iar ce să vă spun de plasmă, de sângele pentru plasmă COVID, e surprinzător cum foarte mulți pacienți vindecați nu vor să-și ajute semenii. Pentru că e simplu, după o perioadă de o lună de la data infectării, poți să-ți faci anticorpii și dacă vezi că ai anticorpi, poți să donezi sânge pentru plasma aceasta care ajută destul de mult în terapia pacienților critici și refuză lucrul ăsta. Înțeleg din datele oficiale că avem în jur de 2000 de persoane la nivelul județului Buzău vindecate de COVID. Da. Așadar, potențiali donatori de plasmă. Sunt foarte puțini care au donat, să știți. Și am rămas surprins. Știți cumva de ce evită, se tem sau ce? Nu știu. N-am o explicație. Unii chiar după ce au se duc imediat și își fac, dar e un număr destul de redus, să știți, și donează pentru plasmă, alții chiar nici nu, când sunt sunați de la centrul de transfuzii, li se închide telefonul. E un lucru rău din punctul meu de vedere, pentru că am putut salva vieți. Când am început să facem aceste transfuzii cu plasmă, facem la nivelul Spitalului Județean, s-au făcut destul de multe. Am avut, dacă știți, din nefericire acea persoană a decedat, dar avea o grupă de sânge rară B2 pentru transfuzii și în toată țara nu s-a găsit plasmă B2 pentru și foarte dificil, dar de-abia după 48 de ore sau după 3 zile s-a găsit un donator cu plasmă pentru grupa aceasta. Deci, când normal la atâți pacienți vindecați la nivelul țării, ar fi trebuit să existe. Că avem totuși o bază numeroasă, da. E cert că donatori. Foarte mulți nu dezvoltă anticorpi, să știți că asta am văzut și la personalul medical din Spitalul Județean care a fost infectat, că unii n-au dezvoltat anticorpi și nu poate să doneze sânge că nu are influență. Dar din așa număr de 2000 și persoane, 1000 sigur au anticorpi și ar fi putut dona. Dar deci sunt foarte puțini care donează. Plasmă nu donează, sânge tot mai puțin. Văd că se mobilizează instituțiile astea de forță, instituțiile militarizate care au participat la campanii de donare de sânge. Poliția, ISU, chiar Armata, Divizia 2, da? Unitățile militarizate care se grupează la ordinea asta și unde e ordine cu plăcere. Dar vă ajută? Civic cam puțin în legătura asta și ar trebui să fie. Se resimte această criză de sânge în spital, în secțiile spitalului? Vreau să vă spun că n-am prea avut probleme, avem o comunicare destul de bună cu transfuzii chiar, dar uneori ne anunță că unele grupe de sânge nu le au și atunci încercăm să găsim tot prin centrul de transfuzii de la alte județe. Dar de multe ori mi s-a întâmplat ca un pacient buzoian transferat de la noi către un spital în București să spună că nu intră în operație până nu rudele persoanelor nu vin și donează pentru că n-au, trebuie să ia din București pentru alt pacient și atunci îi roagă pe aparținător să doneze sânge și atunci o fac. Multe ori s-a întâmplat lucrul ăsta.
Domnule Claudiu Damian, ați început să vorbiți despre blocul operator, despre echipamentele pe care le-ați primit deja, deși blocul operator nu este gata, știm că se are în vedere. Există un proiect în acest sens de reabilitare a blocului operator, da, proiect care întârzie... A fost o licitație pentru bloc operator de acum un an jumate, aproape 2 ani de zile, o licitație care s-a terminat, a fost atribuită, care se împărțea în două, amenajarea și a doua licitație, amenajarea blocului operator, construcție și reabilitarea de rezistență a clădirii... Structural. Structurale, da? A clădirii ambulatorului, unde deasupra este bloc operator. Și dotarea. Dotarea s-a terminat cu succes, în schimb amenajarea spațiilor, sălilor de operație, celor 7 săli de operație nu s-a mai făcut, s-a oprit, s-a reluat acum licitația pentru proiectare. Din punctul meu de vedere, o proiectare mult mai bună, o proiectare care nu ne oprește fluxul medical, pentru că prima proiectare avea unele deficiențe. Se putea realiza, dar cu un efort destul de mare al cadrelor medicale, că trebuia un ambulatoriu, un cabinet închis, un cabinet funcționa, un cabinet închis, pentru că pereții trebuiau dărâmați, structură de rezistență cu fier beton. Acum proiectarea vine prin exterior și sperăm să nu mai fie disconfort și să nu mai oprim activitatea medicală în ambulatoriu. Când începe șantierul și când este termenul de finalizare? Păi, întâi este proiectarea, nu știu, sper că într-un an să terminăm și cu amenajarea blocului operator, atât de mult așteptat, mai ales de personalul medical, de toți chirurgii, pentru că inițial noi voiam să fie totul ca la carte, cu dotare, cu amenajare completă. Au fost unele probleme, dar... Ne puteți spune care sunt aceste probleme care au dus la întârzierea? Odată, problemele care s-au evit sau au plecat de la proiectare, de la după decopertarea... A fost o proiectare greșită? Nu știu dacă greșită. Au fost vicii ascunse, după decopertarea tencuielii s-au văzut unele curăpături. Și atunci, pe diferite, au fost lucrări suplimentare pe care constructorul a spus că nu le poate face în aceiași bani care s-au licitat inițial. Și de aici au fost niște probleme și s-a decis de către Consiliul Județean sistarea acelui contract și demararea unui nou ONN. Deci noi o altă licitație atât pentru proiectare cât pentru construcție, da? Da, o licitație cât și pentru construcție. Pe aceleași planuri aprobate de DSP cu aceleași săli, dar cu îmbunătățirea la partea de rezistență și eficiență. În ce stadiu este faza de licitație acum, procedura de licitație? S-a câștigat proiectarea, e spre final și după aceea urmează pentru construcție. Pentru construcție, da, într-adevăr. Da. Un alt proiect despre care nu se mai poate vorbi în momentul ăsta, dată fiind situația, un proiect îndrăznesc de extindere și modernizarea unității primirii. Da, se poate vorbi, chiar suntem... Păi nu s-a mai auzit nimic. Nu s-a mai auzit nimic pentru că... Aveți corturi în zona aia. Nu. Zona unde va fi extinderea OPU va fi în spate la parcare. E un lucru deja știut că s-a aprobat pe fonduri europene construcția, s-a și licitat, avem constructorul, au venit măsurătorile, se va începe cât de curând lucrările de construcție pentru extindere. Haideți să vedem concret despre ce este vorba. Vă referiți la clădire? Cum ar arăta? Da, tot ansamblul și tot ceea ce presupune acest proiect de extindere a unității de primiri urgențe, da, a spitalului. Bineînțeles, vă pot, da? Spune. Va fi o clădire nouă în curtea spitalului, unde înspre partea din spate, dacă știți unde e parcarea între medicină legală și UPU, acolo va fi această clădire nouă, subsol și parter, cu 1000 de metri pe fiecare nivel. La subsol în continuare va fi parcare și locuri de depozitare materiale aferente clădirii extinderii UPU, iar la parter va fi o unitate de primiri urgență de ultimă generație, cum ar trebui să fie de mult timp.
Și cum nu este și cum nu de este, unde nervii despre care vorbeam în prima parte. Bineînțeles, nervii vor fi întotdeauna, pentru că nu suntem un popor care să gestionăm și să nu avem manifestări. Dar această unitate va îndeplini toate cerințele. Să sperăm că vom găsi și medici specialiști, pentru că știți foarte bine că din 11 posturi de medici specialiști la OPU nu avem decât 2 medici specialiști și restul sunt cu competențe limitate, medici de familie care au venit să lucreze. Vin și fac doar gărzi. Nu, la OPU. Nu, au și contract. Au venit cu contract, nu, cu au toți? Venit, avem posibilitatea cu competență limitată să le facem anual contract. Sunt 4 medici de familie și medici generaliști care au contract și fac normă întreagă plus gărzi ca orice medic specialist. Sunt medici de familie care fac doar gărzi, da. Astfel încât să putem acoperi. Avem acum cât de cât, pentru că oricum sunteți departe de cei 11 pe care îi prevede organigrama, nu? Da, avem 11 medici, dar nu avem specialiști să cunoaște. Un medic urgentist e un medic urgentist și ajută foarte mult, vă dați seama. 11 medici urgentiști înseamnă, dar i-am specializat. Dar, domnule Damian, există, din ce știți dumneavoastră de la colegii din țară, există spital județean din județe aproximativ egale cu Buzăul să aibă 11 urgentiști? În Ploieștiu are chiar mai mult de 11 urgentiști. Bine, Prahova e un județ Prahova mai mare. În rest nu, deficit. Nu, haide să ne uităm la Brăila, la Francia. Nu, e deficit major de medici de urgentiști. Culmea, nici nu sunt foarte mulți care să mă înscriu, că am încercat să găsim o explicație de ce nu găsim medici urgentiști la nivelul țării. Nu prea nu sunt, se mai îndreaptă, nu se mai îndreaptă spre rezidențiatul de urgență, dar v-am spus, foarte mulți rămân în București, că e nevoie, sunt și clinici private care și-au deschis aceste puncte de urgență, pentru că ce vreau să vă spun, că sunt uimit, de exemplu, la Baia Mare sunt 25 de medici urgentiști. 25, vă dați seama, la 25 ar fi extraordinar la un spital de urgență. Păi aia zbârnâie. Zbârnâie la 25, vezi pacienții. Pe când la noi este cumplit de greu, vă dați seama, erau în situația, când nu era COVID-ul, știți că erau 200 și ceva de prezentări pe zi, la un medic sau doi medici pe urgențe, foarte greu să poți să vezi. Nu aveai timpul necesar să poți să diagnosticezi cum trebuie. După care, de aici și avalanșa de chemări a medicilor din gărzi, care de pe celelalte specialități și se întârzia și e o problemă. Deci, vom deschide această unitate de primire de ultima generație, dar sper poate să găsim și medici specialiști, astfel încât să completăm ca pacienții județului Buzău să poate avea cele mai bune condiții, dar și un tratament pe măsură. Cum încercați să aduceți medici din alte județe, medici care nu sunt originari din Buzău? Dacă buzoienii nu vor să vină, cum? Deci am încercat. Cum negociați? Dacă ați apelat la firme de recrutare, deci, ce le oferiți? Deci, știți, am fost la toate târgurile, dacă nu eu, am fost directorul medical, dacă nu directorul medical, resursele umane, la târguri pentru medici. Plus că foarte mulți colegi medici vorbesc cu profesorii universitari care i-au avut și le spun ce generații termină, să-i îndrume către noi, pentru că, știți, le oferim cazare în contravaloare la 1000 de lei, care ne ajută Consiliul Județean, plus acele prime de instalare, care sunt între 6-12 salarii minime pe economie, care le dăm în decurs de un an, decontarea cheltuielilor de transport dacă vin și fac gărzi. Încercăm orice și plus că de multe ori am avut succes dacă am adus familii de medici. Aveam nevoie de o specialitate doar și la o altă specialitate soțul era, aveam completă grila. Și ați luat la pachet. Da, l-am luat la pachet, am preferat să transformăm un post astfel încât ca familia să ajungă aici și să rămână. Că odată ce vii ca familie sperăm să rămână, să nu mai plece. Pentru că în decurs de 2014, deci de 6 ani de când sunt manager,
S-au făcut peste 40 de angajări de medici, dar din nefericire cam 10 au plecat și unii dintre ei destul de buni s-au dus tot către București. Da, ce știți despre blocul pentru medici pe care Consiliul Județean intenționează da, să-l construiască pe terenul fostei maternități? Este o realitate și vor fi două blocuri în construcție. Două, nu unu? Eu știam că două blocuri care vin în întâmpinare pentru medici, tocmai pentru a nu căuta chiria medicii să-și găsească să vină să facă contractul cu noi. Deci a rămas în picioare. Da, da, da. A rămas proiectul în picioare, ăsta, da? Da. Tocmai pentru a-i apropia, a socializa între medici și a face această comunitate a celor tineri pentru a nu mai pleca în altă parte și a rămâne în județul nostru. E, și dacă tot suntem la capitolul ăsta al proiectelor Spitalului Județean, am văzut blocul operator. UPU, spuneți-ne ce proiecte intenționați să demarați, ce aveți în derulare. Da, deci, haideți să le punctăm pe cele mai importante, cele deci, pe care dumneavoastră le considerați important. Blocul operator este foarte important. Extinderea UPU este o necesitate pentru că știți că era o aglomerație între locul foarte mic unde stăteau aparținătorii, în același loc veneau și aparținătorii cu pacienții, foarte mic. Acum vor fi această clădire nouă, va avea spații suficiente atât pentru aparținători cât separarea bolnavilor de aparținători. Deci un lucru care îl așteptăm și sperăm că într-un an jumate să termine această extindere, mai ales că a fost licitată, într-un an are termenul de execuție. Întotdeauna, să fim onești, nu s-a terminat într-un an, dar măcar într-un an jumate să fie și un lucru extraordinar. Ni s-au aprobat pe fonduri europene dotarea ambulatorului, 3 milioane de euro. E un lucru extraordinar. Toată aparatura din ambulatoriu va fi nouă. Și cel mai așteptat este al doilea CT, pentru că acesta deja este de semne de oboseală. În 3 ani de zile are expuneri mult mai multe decât normal ar trebui, pentru că e singur aparat și aveam nevoie deci de... Deci a fost exploatat la maxim. La maxim. Și, Doamne ferește, dacă aveam o zi, a fost o problemă de avarie 2 zile, a fost foarte groaznic, am făcut o colaborare, un contract de colaborare cu o unitate privată pentru a diagnostica pacienții gravi și am văzut ce înseamnă să n-ai un CT funcțional într-un spital de urgență județean, mai ales că suntem pe Euro 85 și avem atâtea accidente rutiere. Și suntem foarte încântați că ni s-a aprobat pe fonduri europene achiziționarea unui CT cu 128 de slide-uri de ultima generație și performanță. Locul avem, să-l montăm și de-abia așteptăm în anul următor să fie adus. Pe lângă aceasta, clădirea Dermatovenerii, ce de la Gârlaj, e spre finalizare, tot pe fonduri europene, cu dotare și modernizare. Reabilitare termică. Reabilitare termică, modernizare și dotare. Va fi o clădire nouă, cu echipamente noi, din cadrul Gârlaj, deci o secție nouă. Avem deci 4 proiecte foarte mari. Una aproape spre rezolvat, Dermatovenerice, iar celelalte în curs. Și sperăm să le terminăm. Va fi destul de greu. Deci planuri mari, să sperăm că planuri mari și nenorocirea asta de virus o să vă dea totuși pace să vă puteți duce la îndeplinire ceea ce că va fi virus sau nu va fi, trebuie să ducem la îndeplinire, pentru că cu virusul trebuie să ne obișnuim o perioadă de aici încolo, după mine, până în primăvară, sigur, nu va trece. Să sperăm că va veni acest vaccin miraculos cât mai curând și în România și să putem intra într-o normalitate, pentru că e obositor. V-am spus de la început, atât pacienții sunt speriați, cadrele medicale, e o presiune extraordinar de mare. În special în mediul dumneavoastră, în mediul spitalicist. Da, da, pentru că nu mai e același regim. Nu poți să stai în combinezon 6 ore. Sau cât e tura de 7 ore a medicilor. Nu poate să stea într-un combinezon mai mult de 3 ore. Este extraordinar de greu. Și atunci trebuie această rotație permanentă și e destul de obositor pentru personalul medical. Dar se adaptează, e normal. Trebuie să sperăm că la un moment dat o să ajungem la o normalitate.
dar e destul de greu atât pentru aparținători, pentru pacienți, cât și pentru personalul medical. Personalul medical care le mulțumesc încă o dată că sunt alături de mine, că sunt alături de pacienți și sper cât mai mult să-și facă treaba foarte bine, chiar dacă uneori unii mai avem și uscături, ca peste tot. Trebuie să ne vedem și greșelile și să încercăm să le remediem. Da, iată că am ajuns la finalul întâlnirii noastre, domnule Claudiu Damian. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc pentru invitație dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Vă mulțumesc și pentru precizările pe care le-ați făcut telespectatorilor noștri. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori. Până la întâlnirea noastră viitoare, vă spun la revedere.